Urmează știrile Smile FM cu Sorin Popliuc. Primarul Vaslui, Vasile Pavel, pregătește noi schimbări în traficul vasluian. Acesta va cere în următoarea ședință de Consiliu Local, ce va avea loc joi 26 noiembrie, instituirea unor noi sensuri unice de circulație în municipiul Vaslui. Este vorba despre anumite secțiuni de drum de pe străzile Vasile Alexandrii, Gheorghe Racoviță, Costache Negri, Livezilor, Căzărmii și Salcâmilor. Spre exemplu, unul dintre drumurile vizate este cel de pe strada Căzărmii, de la intersecția cu strada Dimitrie Bolintinanu și strada Ardealului, până la intersecția cu strada sublocotenent Ioanesi Adrian, cu sensul de circulație spre strada sublocotenent Ioanesi Adrian. Reconfigurarea traficului vasluian în anumite zone are drept scop fluidizarea circulației. Prin această măsură, care impune circulația pe un singur sens, se vor crea locuri de parcare pe partea stângă a străzilor respective, precum și o fluidizare crescută a traficului. Pandemia de coronavirus a provocat creșterea semnificativă a intrărilor de copii din județul Vaslui în sistemul rezidențial de îngrijire sau în plasament la asistenții maternali. Dacă în anul 2019 au intrat în sistemul de îngrijire alternativă 300 de copii, în anul următor presiunea a crescut și au intrat în sistem 500 de copii. Cauzele principale pentru separarea copiilor de familii sunt abuzurile, neglijența, sărăcia, exploatarea, etc. Ziaristul vasluian Romeo Crețu a câștigat premiul întâi la concursul național de literatură umoristică desfășurat în perioada 13 septembrie 30 noiembrie la Brăila. Acesta a participat cu trei lucrări în cadrul secțiunii proză scurtă umoristică și a fost o surpriză plăcută pentru membrii juriului. Este un câștigător surprinzător pe care nu-l cunosc, deși eu cunosc aproape întreaga mișcare umoristică din țară. Au apărut oameni noi și foarte buni, iar lucrul acesta mă bucură. Înseamnă că umorul capătă noi forțe, a spus președintele juriului Mihai Frunză în cadrul festivității de premiere. În anii 2019 și 2020 s-a reușit amenajarea grupurilor sanitare în interior și conectarea la utilități doar pentru 97 din totalul de 137 de școli și grădinițe din județ care încă mai aveau toaletele în curte. Asta în ciuda faptului că, în acest scop, guvernul a alocat județului Vaslui suma de 13.549.000 de lei, adică 9.515.000 de lei în anul 2019 și 4.034.000 de lei în anul 2020. Pentru că situația este valabilă în mai multe județe din țară, actualul guvern interimar a alocat în urmă cu câteva zile noi fonduri pentru continuarea și terminarea lucrărilor de amenajare a grupurilor sanitare în incinta unităților școlare. Județul Vaslui a primit 3.068.000 de lei, din care 2.482.000 pentru finalizarea ultimelor 40 de toalete începute în cursul anului 2019 și alți 586.000 de lei pentru amenajarea a 5 grupuri sanitare și asigurarea cu utilități acestora la unități școlare ce nu dispun de toalete conforme. Rectificarea a cincea a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2021 vine cu vești bune pentru unele OAT-uri. La capitolul Alte servicii publice generale, fondurile se suplimentează cu suma de 1.000.000 de lei. Această sumă este propusă a fi transferată către OAT-urile în situații de extremă dificultate. Ferești, Fruntișeni, Pungești, Șuletea și Tătărâni, toate cu 200.000 de lei fiecare. În luna septembrie 2021 a avut loc ultima repartizare către OAT-uri a unor sume defalcate din TVA, destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2021. La momentul respectiv, opoziția nu a fost de acord cu modul în care au fost distribuite sumele și a propus amendamente prin care alte OAT-uri să primească bani. Un hunedorean a lăsat o barmaniță din Vaslui fără suma de 14.600 de lei. Acesta domicilia fără forme legale în comuna Ivănești. În urma cercetărilor efectuate, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Vaslui au stabilit că în ziua de 13 noiembrie anul acesta, în jurul orei 20, bărbatul aflat într-un bar din municipiul Vaslui a profitat de neatenția gestionarei și ar fi sustras o sumă de bani, peste 14.600 de lei, aflată sub tejgheaua barului. Inițial, polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore, iar în cursul zilei de 21 noiembrie, bărbatul a fost prezentat judecătoriei Vaslui, care a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. În anotimpul rece 2021-2022, vasluienii care au locuințele conectate la sistemul centralizat de încălzire vor plăti un preț de 250 de lei pe gigacalorie. Diferența dintre prețul de facturare la populație și prețul de producție, care este de 814 lei per gigacalorie cu TVA, va fi suportată de la bugetul local. Acest tarif ar urma să fie aplicat prestațiilor ce se vor efectua către populație începând cu luna noiembrie 2021.
Proprietarii mașinilor mai vechi de 15 ani vor fi sprijiniți financiar pentru a le schimba. Ministrul Mediului, Tancios Barna, a propus ca românii care dețin mașini mai vechi de 15 ani să fie recompensați de stat. Scopul principal ar fi înnoirea parcului autonațional și implicit reducerea poluării mediului înconjurător. În PNRR, România s-a angajat să reducă numărul vehiculelor mai bătrâne de 15 ani. Până când nu vom avea un guvern care să-și asume această decizie, ar fi prematur, în calitate de ministru interimar, să dau eu soluția. Propunerea mea este aceeași pe care am spus-o de mai multe ori. Statul să vină să susțină predarea acestor mașini mai vechi de 15 ani cu o anumită sumă de bani, a declarat ministrul interimar Barna. În același timp, ministrul s-a referit și la taxele locale, care în opinia sa ar trebui majorate în cazul cetățenilor români care dețin mașini foarte vechi, al căror nivel de emisii de dioxid de carbon este foarte ridicat. Certificatul digital COVID-19 bagă în faliment restaurantele din Vaslui, bate vântul prin baruri și pizzerii. Introducerea obligativității prezentării certificatului digital COVID-19 în baruri, restaurante și pizzerii duce în faliment majoritatea unităților de alimentație publică din Vaslui. Managerul unui restaurant cunoscut din Vaslui spune că localul său este mai mult gol, pentru că vasluienii nu se vaccinează, iar el este obligat să ceară codul QR la intrarea în unitate. Cei care nu sunt vaccinați nu sunt primiți în restaurant. Patronii de baruri și restaurante spun că lunile octombrie și noiembrie plus jumătatea lunii decembrie sunt luni moarte pentru alimentația publică, pentru că oamenii nu prea frecventează aceste locuri în toamnă. Dacă ne-au distrus în aceste luni, cum o să ne revenim? Spune un alt patron de restaurant. Trista realitate de la sate. Unul din 6 părinți nu are nici măcar 10 lei pentru a cumpăra un cadou copilului. Jumătate dintre părinții vulnerabili din mediul rural și-ar dori să anuleze Crăciunul din acest an pentru că nu au bani pentru cadouri și brad, potrivit studiului Crăciunul pentru copiii din satele României, realizat în noiembrie de World Vision România. Unul din 6 părinți nu are nici măcar 10 lei pentru cadoul de Crăciun, iar o treime dintre părinți au mai puțin de 50 de lei să cumpere un cadou. Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe radioul numărul 1 din județul Vaslui, pe 93,2 MHz, pe www.smilefm.ro și pe Media TV Bârlad. Smile FM.